Slava lui Dumnezeu, stai în ascunderea lucrurilor, ia slavă împăraților, stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Nu există siguranță în ignoranță. O să zic din nou. Nu există siguranță în ignoranță. Este imposibil. O să-ți dau un exemplu. Dacă te duci într-un loc unde nu știi ce este acolo, hai să fii mai precis. Dacă trebuie să te duci într-o casă, să te împrejuri unde trebuie să intri într-o casă și deschizi ușa, dar tu nu știi ce te așteaptă în casa respectivă, n-ai cum să intri acolo cu siguranță. Să presupunem că este, nu știu, război se întâmplă, da? Și ești, oameni sunt pe fugă și casele sunt abandonate și unul vrea să intre într-o casă că se gândește, poate găsesc o conservă, poate găsesc ceva de mâncat, dar nu știe ce este în casa respectivă. Nu va intra acolo cu siguranță. De ce? Pentru că, nu este, adică, nu se poate să ai siguranță când este ignoranță. Că nu știi, n-ai cum să fii sigur. N-ai cum să acționezi cu siguranță. N-ai cum să acționezi cu încredere. Și de obicei, când suntem pus în situații unde nu știi ce ne așteaptă, de multe ori suntem așa de nesigur. Asta e cel mai bun caz. În alte cazuri suntem în panică sau chiar dominați, stăpâniți de frică, pentru că nu știm ce ne așteaptă. Nu se poate să fie siguranță. Nu se poate să fie încredere. În ignoranță. Nu ți s-a întâmplat uneori să citești Scriptura? Și citești anumite pasaje și spui, e foarte frumos ceea ce citesc, dar e departe de ceea ce trăiesc. E foarte frumos ceea ce citesc. Aș vrea să trăiesc asta. Dar realitatea mea de zi cu zi este cu totul altfel. Sunt multe cuvinte frumoase care au fost scrise și sunt scrise legate de rugăciune, de exemplu. Dar câte din acele cuvinte frumoase, concepte frumoase, este realitatea cotidiană a copiilor lui Dumnezeu? Asta e o altă întrebare. Suntem în cartea Esther și ajungem în acel moment unde Esther se prezinte în fața regelui, merge la rege și regele întinde toiagul la Esther 5, versetul 2. Și când regele întinde toiagul, nu vorbește. Nu spune, uite Esther, fa asta. Nu. Ea știe ce înseamnă acel gest. Și se apropie și atinge toiagul și prin asta ea este scapată să fie pedepsită cu moarte. Primește harul de a trăi, dacă pot să spun așa. Ea s-a apropiat de regele. A venit în proximitatea regelui. Și în această proximitate, a găsit soluție, a găsit deja har și îndurare, în sensul că a fost grațiat. Că normal, trebuia să fie pedepsit cu moarte, că s-a prezentat fără să fie chemat. Și acum aș vrea să citesc un verset care îl citesc, care e cunoscut, care l-a mai menționat, dar aș vrea acum să merg un pic mai
departe. Un pic mai departe. Evrei 5, Evrei 4 cu 16. Evrei 4 cu 16. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaun harului, ca să capătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Ce perfect! Pasajul ăsta este exact ce a trăit Ester. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să capătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Fiecare dintre noi vrem ajutor a celui care stă pe scaun de domnia Universului. Fiecare copil al lui Dumnezeu, într-un moment sau altul, vrem ajutorul. Nu știu pentru tine, dar personal, am ajuns la concluzia următoare. Nu totdeauna când am nevoie de ajutorul lui, îl și primesc. Și aici trebuie să fiu foarte atent. Dumnezeu este fidel. Dumnezeu este fidel. Dumnezeu este un ajutor care nu lipsește niciodată nevoie. Știi, este acel cântec. Și este adevărat. Dar adevărul Scripturii, dacă intervenția lui Dumnezeu în viața noastră ar depinde doar de El, acel verset sau această adevăr că El nu lipsește nevoie, nu lipsește niciodată nevoie, înseamnă de fiecare dată când avem nevoie, Dumnezeu lucrează. Dacă mă uit la Scriptura, intervenția lui Dumnezeu nu depinde totdeauna de El 100%. Sunt multe contexte unde Dumnezeu zice, mai întâi fa asta. Mai întâi fa acest lucru. Și atunci ajungem în situație unde intervenția lui este proporțională cu ceva care o să facem sau nu. Deci când spun că nu totdeauna când am avut nevoie l-am primit, nu că Dumnezeu nu este fidel. Ba da, a fost fidel, e mereu gata să mă ajute, dar nu l-am primit pentru că nu am făcut ce trebuia să fac eu. Foarte important. Da, este fidel, gata să ne ajute, dar gândește-te bine. Dacă de fiecare dată când ai nevoie, automat îl primești din partea lui Dumnezeu, de ce să te mai rogi? De ce să-l mai cauți? Da? Există ajutorul lui care ni-l dă fără să depinde de noi, pentru că este bun, slavă lui. De multe ori m-a ajutat fără să depindă de mine și pe tine, cu siguranță. Dar nu putem neglija și circumstanțele unde ajutorul lui e proporțional cu acțiunea noastră. Când acea femeie care este vaduvă, da? E o vaduvă, a pierdut soțul ei, acum are doi copii și cel care a împrumutat bani la soțul ei vine ca să ia copii. Noi știm că Dumnezeu este apărătorul văduvelor și a orfanilor. Și asta nu se schimbă. Dar nu pentru că era văduvă în nevoie automat, Dumnezeu a ajutat-o. A trebuit să facă niște pași. Numărul 1, s-a dus la proroc. Numărul 2, prorocul i-a zis ce ai. Numărul 3, i-a zis du-te și ia multe vase. Numărul 4, a făcut o chestie nebună. Cu o cantitate mică de ulei a turnat în acele vase. Da, Dumnezeu a ajutat-o, da, a ajutat-o. Dar proporțional cu câte vase s-a dus să ia. Deci, vrem ajutorul lui Dumnezeu. Avem nevoie de el în multe privințe. Dar nu pentru că ai nevoie de ajutorul lui, că automat totdeauna îl vei primi.
Tocmai ți-am dat un exemplu de ce. Și chiar textul acesta ne spune: vrei ajutorul lui Dumnezeu? Vrei să fii ajutat în nevoie? Zice, apropie-te, da. Să te apropii de scaunul harului. Să te apropii de scaunul harului. Dar nu să te apropii oricum, zice, să te apropii cu deplină încredere. Esther, înainte acele 3 zile fără a mânca, avea același urgență, era același rege, era același nevoie. Dar a 3-a zi după post, nu era aceeași Esther. S-a apropiat de împărat, dar nu oricum. S-a apropiat de împărat, s-a apropiat de tronul cu o anumită atitudine care este cerută. Încredere. Au, eu cred că a 3-a zi nu s-a dus acolo cu frică, că putea să zică, hai să termină, să treacă a 3-a zi, să mă duc a 4-a zi. Când o văd că merge direct a 3-a zi, pentru mine era deja sigur, avea încredere. Avea încredere, care poate nu o avea acum 2 zile. S-a apropiat, dar nu oricum. S-a apropiat cu încredere, cu o siguranță. Dumnezeu e un Dumnezeu de principii. Dacă îți spune, merge la ape adânci și aruncă mraja, nu arunca mraja la exact la mal. Dacă zice, du-te în al adânc, acolo trebuie să te duci. Dacă Dumnezeu ne zice, apropiați-vă cu încredere, cu siguranță, înseamnă că așa trebuie să ne apropiem. Însă, nu putem avea siguranță în ignoranță. Nu putem să ne apropiem cu deplină încredere dacă ignorăm anumite lucruri. Nu putem să ne apropiem cu deplină încredere dacă anumite întrebări au încă un răspuns tulbur sau gri sau nu știm. Avem nevoie să ne apropiem cu siguranță, cu încredere. Și de ce crezi că uneori ne este greu? Pentru că nu știm la cine. Nu știm cui ne apropiem. Nu realizăm încă. Nu. Poate nu realizăm cât de mult acelui care ne apropiem, el ne așteaptă de fapt. Iar când te rogi, intri în odăița ta, din nou, principiul apropierii, intri în odăița ta, închide ușa și roagă-te tatălui tău care este inascuns. Nu zice că va veni acolo, zice este inascuns. Deci când tu te-ai dus acolo, el era deja acolo. Înseamnă că te aștepta. Și tatăl tău care este inascuns te va răsplăti. Din nou, unde este apropiere. Nu te apropii de Dumnezeu niciodată degeaba, pentru că este scris, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de la voi. Răsplată. Dumnezeu spune la Avram, eu sunt scutul tău și răsplată ta cea mare. Dacă Dumnezeu se apropie de tine, ce mai ai nevoie? Dacă Dumnezeu se apropie de tine, stăpânul Universului, ce o să-ți mai lipsească? Dacă un simplu om, deși proroc, deși om al lui Dumnezeu, dar totuși om, este în casa unei femei și spune ce vrei, și femeia zice, nu cer nimic, și totuși când află, când
Și totuși când află că ea nu are copii, când află acest lucru, fără nicio problemă îi spune, la anul pe vremea aceasta vei avea un copil. Asta este un or. Poate mai mult Dumnezeu. Dacă Dumnezeu se apropie de tine, ce îți va lipsi? Dar întrebarea este, oare știm să ne apropiem de Dumnezeu cu siguranță? Cu întrebarea asta încheie și așa lui Dumnezeu continua mâine. Dumnezeu să te binecuvinteze.